surpriza este că avem bucuria ca Opera Națională Română din Iași să fie alături de dumneavoastră și în fața publicului pe care îl dorim cât mai numeros. Este pentru prima dată când opera este aici și este o onoare pentru noi că putem deschide acest eveniment pe care ni-l dorim să aibă o viață cât de lungă și să fim mereu prezenți în fața dumneavoastră, pentru că avem foarte multe lucruri de arătat publicului. Vom veni cu orchestra, corul și soliștii, 6 dintre cei mai importanti soliști ai noștri, cu arii celebre, coruri celebre, uverturi și momente din opere și balete, lucruri foarte cunoscute, foarte apreciate, pe care publicul și le dorește foarte tare să le asculte. Asta este motivul pentru care abordăm un repertoriu cât mai cunoscut și cât mai accesibil și celor care nu frecventează în mod curent opera. Sunt, așa cum le spunem noi, șlagăre ale operei. Dacă vreți un exemplu, sunt celebrele arii și momente din opere cu care Pavarotti a ieșit din clădirea operelor și a adus în fața publicului, în aer liber, faimoasele lui recitaluri cu tenori și cu invitații din mai multe domenii ale muzicii, nu numai din operă.